E cortul unui om care are probleme în spate. Mai filma oamenii peste tot, bă. Pleacă de aici, mă. Ce faci, bace? Zi ceva. Nu spun voce de urs, promit. Slană de cu Mariane. La toată lumea, dragi oameni buni, bine. Ați revenit la un nou tour vlog astăzi, veți vedea cum fac o lumânare cu Bucălaie și cu soția dânsului, Alexandra Bucălaie. Veți vedea cum fac o reclamă cu Bordea, cu Micuțu, cu Mane, cu Ioana State, cu toată lumea. E filmat acum ceva vreme acest tour vlog, doar că n-am avut când să-l pun, acum îl pun. Știți poezia, nu? Dați like, share, subscribe și poate clopoțel, ca să fie neluvoinicel. Enjoy și slana fie cu voi! Rima! Astăzi merg cu familia la atelierul June Candles, la Alexandra și la Radu Bucălaie, pentru că Luna vrea să fac o lumânare pentru educatoarea ei înainte să termine grădinița și să mergem să o fac acolo, să vadă cum. Mă duc acum să iau mașina și vin să iau șocopchei ca să nu-i plouă, că plouă afară, plouă de rupe. E pregătită lumânarea de către Alexandra și a ajutat-o puțin și s-a încurtat-o. Dar nu vă putem arăta tot procesul, că este secret lumânăresc. Nu vedem cu Alexandra. Bine, pa, ne vedem în Warzone. The next day. Astăzi am un pic de treabă, pentru că biroul ăsta, care e nou, e puțin prea mic pentru ce am nevoie, că trebuie să montez și PC-ul celălalt, pentru edit și gaming și toate cele, așa că am luat un blat mai mare pentru ăsta să vină până pe aici. Ăla să vină aici. So let's do it, motherfuckers! Dar oare ce mi-a adus aici curierul? Uite, să fie mergi? Ia să vedem. Yeah, băi. Yeah. Marian. Classic slana, man. Yeah. Very summery. This is Marian 69. The wild slana. Nice! Dacă vreți astfel de tricouri și nu numai, multe alte modele minunate printate, link în descriere, bineînțeles. Așa că cumpără, cumpără merch, cumpără merch, cumpără merch. Ce este ideea care ți-o pui pe capă, ceea ce îți face? Astăzi, show the full yeah! Liviu, ce porți, Prada? Că the devil wears. Aș vrea, da! Yeah. Slană! Slană! The next day. Ah, slow.
blană mare, oh, ok. Mamă, ce voce sexy am. E dimineață, se trează de ceva vreme, pentru că astăzi avem filmare cu micuțul, cu Bordea. Am vocea asta sexy că am răgușit puțin și bebe mi-a dărâmat toate cutiile și se joacă cu ele acum. O să filmăm azi reclamă cu cei de la Vrat Casino. N-am să o filmez eu pe asta pentru că apare în ea, dar o să filmăm la stadion. O să vedem cum o să fie. Sper să nu fie prea cald. Hai să mergem la filmare. Iar am voce de narator de romane de ochiate pentru doamne singure. Matilda și astronautul. Într-o seară înăbușită de căldură, Matilda decise să meargă în oraș. Ajunsă în club, Matilda fu dezamăgită. Nu vedea niciun domn generos care să-i cumpere băutura cum era obișnuită. Când dintr-o dată lângă ea, ca de nicăieri, apăru el, astronautul. O găsi atrăgătoare pentru că pieptul ei îi aducea aminte de două planete moi și mari. Îi cumpără un cocktail. După câteva pahare, Matilda se deschise ca un crater după coleziunea cu un meteorit mare. În fine, nu e cea mai bună analogie, dar oricum. Apoi el îi șopti în ureche: vrei să mergi pe racheta mea? Matilda simți cum îi se ridică părul pe spate și a zis: da, vreau în racheta ta. Astronautul continuă: nu știu dacă poți să înduri atâta forță. Ce? Și Matilda râse de... asta dacă poți tu să găsești geul. Și apoi s-au... asta au făcut, s-au f***t în draci. Și tare că a revenit seria cu Matilda. Matilda bagaboanta. Doamne, cât ai fac în traficul, bă băiatule, bă băiatule, bă băiatule, ce dormi de morlaca câteodată, momente din astea, din astea. 6 km în 40 de minute. Yay, yay! Și nu uitați să dați like, share, subscribe și dacă dați pe clopoțel, s-ar putea să fiți notificați de Matilda. Doar dumneavoastră? A, ce tare! Ce tare! Ce aia? Șaptele? Nu, că tu iar mă compromis. Iar mă compromis în vlogurile tale. Yeah, el o să filmeze reclama. Să mă faci. Ce vlog? Ce faci? Bine, mamă, iar apar la tine în vlog. Așa, tata, iar mă vede jumătate de România, ești nebun. Mie nici măcar nu mi-a băgat replică. Nu s-a băgat replică. Bă, da, mă, ai replică. Am replică? Ai replică, zici. Bă, dar nimic nu dă. Bă, da, replică. Ia, zi-o natural. Bă, da. Bă, dar nimic nu dă. Bă, dar nimic nu dă. Nu te cred. Nu știu, nu te simt, Ioana. Serios, hai, zi mai cuvânt. Gine și chiar, hai. Bă, dar nimic nu dă. La ce, nou, chiar nu. Bă, eu sunt foarte mulțumit. Așa ai scris replica, cum a dat-o ea? Exact așa, cu Ioana în minte am scris-o. Cu și... Ioana în minte? Da. Ok. Bine, nu. Și ce alte chestii mai faci cu mine în minte? Asta, mi-am dat seama pe urmă. După ce arăți prostul ăsta, mi-am dat seama. Și acum, flip! Bă, știi cum e, acum sunt ucenicul lui Nelu Cortea. Mă învață să fac lucruri. Cum fac să meargă? Te împingi în ea. That's what she said. Dar cum să deplasează, serios? Păi serios trebuie să te împingă cineva. Cu peciorul. Da? Deci vrei să te împing? Da, împinge-mă. Are, are, are. Are, are, glume, vechi, glume, cumpă! Florin Gheorghe, ești din omul acesta? Domnul ambasador Bordea Cățelin? Acolo m-am operat la cur. Ah, dev, da. Acolo. La etajul 2 era balconul meu. Îmi pare și acum rău că te-am rupt, Cătăline. Miau.
I just need you by my side. Will you be mine? Can't get away from me. Stai cortul unui om care are probleme cu spate. Șoc! Și l-a arătat pe Fulghi. Fulghi. Și ce zic, mâncața și trută? Hai, frate! Ghiia! Da, și te joci pe pineapple. Pe pineapple, apope. O să apar în cadrul stilorul. Sau să-i arunci telefonul? Abia am văzut asta. E adevărat. Și atunci avem sunetul fluierul arbitrului. Mă, ce-ți gândit pe minute turvlog? Vreți să zici ceva în turvlog? Zici ceva. Nu spun voce de urs, promit. Exact asta. La 80 de ani. Acțiune. Dau pe față ta na na na, dar nu te mai. Da, ești doar o rață ta na na na. Pe paiață ta na na na. Aproape cât. Era un nene doar în parc. Pleacă-mă cu turul vlogul ăsta tău de aici, nu te mai prostia ta. Mai filma oamenii peste tot, bă. Pleacă de aici, mă. Angajează-te, mă, mâncața, aș gura ta. Termină-mă liceul ăla, mă. Stai cu camera asta în mână și o șeluiești, aiurea. O șeluiești. Pușete. Filmarea continuă, e cald, e bine. Nu! Uite pe la mine, că de asta fac. Ești că te uiți la o muscă. Hai, God, hai, vine, vine. Să fug și să-ți uita după țânțar. Nu, dar să-i fac ca și cum să-i fac un gol. Nu! Earthquake has struck northern Afghanistan. Pus un obiectiv de ăsta șmecher, de țais. E scump ăsta. Simțiți diferența, sranineni? Uite, atunci vin mai așa. Da? Da. Bun, gata? Ha 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 ha!
Deja era 4, mai avem un cadru. Am obosit puțin. Bordiță, mai poți? Da, chestia că trebuie să mă tund, că... S-a cam... Cam crescut în ultima vreme. Bă, calitate! Glume de calitate, frate. Asta îmi place la tine. Că te... Ești ca aia din Simpsons. Ce faci, bace? Da, Marge! Marge Simpson! Cum făcea, mă? Nu știu. Homer Simpson! Pa! 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 Neluș! Pa! Neluș! Pa! Gata și filmarea. Am obosit puțin, o să vă mint. În continuare, vocea de Matilda. Și ăsta a fost Turvlogul. Nu uitați să lăsați un like în caz că n-ați lăsat până acum. Și săptămâna viitoare o să vedeți Turvlog când am fost la Craiova și la Pitești. Așa că stay tuned. Și nu uitați să lăsați un coment să spuneți cât de tare ne-am vândut. Bine, dragilor, vă mozolesc pe tăți.